Clubul Universitatea a scos joi la vânzare abonamentele pentru noua ediție de campionat. Iubitorii handbalului din Suceava au asaltat sediul clubului pentru a-și achiziționa tichetele de acces, astfel că în două ore s-au epuizat toate biletele. Bineînțeles, mai există și rezerva că dacă vor rămâne locuri de la instituțiile la care le-am păstrat noi niște locuri, ca de obicei, și probabil că vor rămâne de acolo, locuri le vom scoate și pe alea. Bilete vor fi sigur în sectorul celor 30 de locuri pentru adversari atunci când adversarii nu vin. Și am rugat pe cei care sunt cunoscuți ca instituții și chiar persoane care, deși au abonamentul transmisibil și poate să-l dea la altcineva, dacă nu reușesc să-l dea, fie că ne anunțe dinainte, fie cu încărțări înainte de meci, mai punem în vânzare jumătate din locurile numărate ca libere. Conducerea clubului sucevean a rezervat 25 de locuri pentru angajații primăriei, 20 pentru ai Consiliului Județean, 30 pentru universitate și 20 de locuri pentru juniorii de la liceul cu program sportiv. De asemenea, jucătorii de la prima echipă au păstrate câte două locuri pentru rude sau prieteni. Prețul abonamentelor a fost majorat față de anul trecut, astfel toți cei care vor să vadă Universitatea în meciurile din Liga Națională au trebuit să scoată din buzunar 100 de lei.